Moldova va cumpăra în iunie gaz rusesc cu 880 de dolari, cu 40 mai ieftin decât în luna mai și totuși în tariful majorat pentru consumatori aprobat marți de an a fost inclus prețul de achiziție de 696 de dolari, a precizat șeful Moldova Gaz. Vadim Ceban constată că tariful de 18 lei și 62 de bani cât a fost stabilit de an nu va acoperi costurile reale ale livrărilor de gaz în Moldova. Directorul Moldova Gaz, Vadim Ceban, a scris pe canalul său de Telegram că în asemenea condiții până la sfârșitul anului se vor acumula devieri financiare de 3 miliarde 500 de milioane de lei, ceea ce ar putea duce la o nouă majorare a tarifului pentru consumatori. Totodată, Vadim Ceban dă asigurări că acum livrările de gaze se efectuează în regim obișnuit. Între timp, vicepremierul Andrei Spânu a anunțat că a fost prelungit pe o lună contractul cu centrala cu pentru livrarea energiei electrice la un preț de 59,9 dolari pentru o megavatoră, tariful din luna mai fiind de 59,5. Suplimentarea Energocom va semna cu întreprinderea Stat Ucraineană, Energoatom, un contract de livrare a 30% din necesarul de energie pentru țara noastră. Despre asta, Andrei Spunu a scris pe Facebook. Vicepremierul a indicat prețul mediu pentru luna iunie. 65,03 dolari pentru un megawatt oră. Totodată, Comisia pentru Situații Excepționale a decis ca uzine metalurgice de la Răbnița să-i fie prelungită autorizația de mediu, iar aceasta îi va permite să activeze până în 30 iunie. Potrivit declarațiilor făcute recent la o emisiune televizată de ministrul mediului, Iuliana Cantaragiu, în luna mai a fost eliberată o autorizație de mediu pentru uzina metalurgică de la Răbnița, anume cu scopul ca guvernul să poată cumpăra mai ieftin energie electrică din stânga -nistrului.